Astă seară o să trecem Dunărea și nu mergem foarte departe. Mergem numai până la capul Greciei, pe Munții Pind, și acolo, într-un sat, Avdela se numea, s-au născut frații Malachia. Frații Malachia, pe scurt, sunt un anim recunoscut drept părinții, fondatorii, pionierii cinematografiei sud-est europene sau, dacă preferați, cinematografiei balcanice. În drumul nostru către Avdela, unde s-au născut, ne întoarcem înapoi la Vitoria, unde au lucrat tot timpul, și fac o paranteză să spun că Avdela, la momentul respectiv, asta înseamnă 1884, când s-au născut frații Malachia, aparținând de vialetul otoman monastirii. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că frații Malachia sunt revendicați de toată lumea din Balcan, deci cum ai băgat piciorul în Dunăre și treci în partea cealaltă, cineva îi revendică. Și grecii ca greci latinizați și fosta Iugoslavie, de altfel arhiva în principal s-a aflat, au fost donată statului iugoslav la vremea când exista o astfel de structură statală. Și de albanezi, și de macedoneni nu mai vorbim. Domnul doctor Lozovanu o să ne spună mai multe. Încât, iată cum intrăm într-o familie de români care să știau român, dar să știau că sunt român și recunoșteau în România țara lor, țara mamă, țara patria adevărat. Multe lucruri sunt de spus despre ei. Nu am să fac lucrul ăsta pentru că avem invitații foarte buni cunoscători ai domeniului respectiv, dar am să vă spun micile mele exaltări în legătură cu frații Malachia și veți vedea că există o simetrie de destin extraordinară. În 1895, frații Lumière, vedeți alți frați, la fel ca frații Malachia, descoperă cinematograful, descoperă aparatul, descoperă procedeul cinematografic și în decembrie 1895 fac prima proiecție. Ei bine, nici după 10 ani, 9 ani și ceva, frații Malachia, Iannacchi și Cumilto produc primele filme. Astă seara avem plăcerea, avem bucuria și chiar ne simțim foarte bine că reușim să prezentăm aceste filme de arhivă, care țin de începuturile cinematografiei în toată această zonă mare pe care noi o numim Balcan, mai mult sau mai puțin, deși noi suntem mai mult încercat cu Balcanilor decât în Balcan, noi vorbesc de România, își încep filmele și o încep foarte frumos. La momentul de față, cum spune domnul doctor Țuțui, unul din autorizații biografi și comentatori și critici și cunoscători ai operei lui Iannacchi și al lui Milton, sunt poate printre primele documentare, filme, scurtmetraje etnografici. Ei bine, afirmația este foarte exactă, pentru că într-o împrejurare oarecare am avut ocazia să văd ceea ce se consideră primul film documentar al unui englez, etnografic, numit Nanuc de Nor și care este o frumusețe, vi recomand să-l vedeți, dar filmul acestui domn Robert, nu-i mai știu numele, nu-mi vine în cap numele de familie, Flaherty este din 1921. Deci încă o dată descoperim precursoratul. Acești doi frați, într-adevăr, au o contribuție remarcabilă care depășește regiunea noastră geografică sau zona mare geografică, să o numim aici în sud-estul, în sud-estul Europei, pentru că au privit într-un mod global, într-un mod integrat, tot ceea ce însemna cinematografie. Pentru că în 1921 creează și prima grădină de cinematograf din Balcan, să folosesc cuvântul acesta, și nu în sud-estul european, pentru că doi ani mai târziu, în 1922, se înființeze cinematograful Malachia. Vedeți cum vin toate să se leagă. Tot dintre exaltările mele și să-i spunem așa o apropiere comparativă, pe vremea lor, România era încă mică. Știți că există un cântec
popular bucovinean din Bucovina, care sună în felul următor: când eram nevastă nouă, auzeam cum chică rouă. Acum că am îmbătrânit, n-aud, parcă așa ceva, uite, îmi scapă, acum că am îmbătrânit, nu aud vara cântună. Cam asta era România la vremea lor. Era o nevastă tânără, dar cu toate astea au depus toate eforturile, era sub ovlăduirea regelui Carol I, cu toate astea au depus toate eforturile să strângă fragmentele românești împărțite în lume. Au editat și ziare, i-au ajutat și pe români, au ajutat și celelalte comunități românești, și așa că se face că în 1906, cu prilejul jubileului, expoziției jubiliare regale, îi invită pe cei doi frați, fotograful Ianache și, cum să-i spun, autorul de filme, Milton. Deci iată că cineva în România știa că dintre comunitățile sud-dunărene există oameni talentați. Cu ocazia asta, de altfel, o să ne spună domnul doctor Țuțui, să-mi primești o medalie de aur, dacă nu mă înșel, și una de argint. Deci iată cum să leagă lucrurile. Între timp le-am uitat pe toate, iar de multe ori nu mai știm nici acolo unde este presiune foarte mare. Vezi situația așa numiților vlahi din Valea Timocului, vezi situația din răsăritul Europei, și astfel încât aceste trei mari blocuri ale familiei române, blocul carpatic, ceea ce suntem noi aici, mai mult sau mai puțin, mai extins sau mai restrâns, blocul sud-dunărean, blocul balcanic, ceea ce e la sud, unde îi avem pe români, pe istro-român dincolo spre vest, și blocul răsăritean, care este peste și dincolo de Nistru, toate aceste populații românești sunt mai mult sau mai puțin abandonate. Deci iată că s-a putut în 1906 și ar trebui să memorăm aceste lucruri, pentru că în felul acesta probabil sperăm, credem, ne rugăm să se restabilească un fel de unitate a familiei române. Dintre invitați am să încep cu domnul doctor Stănciugel, care este istoric și care cunoaște realitățile de la sud de Dunăre, care ne va face o mică prezentare cu așezarea în teritoriu a acestor populații românești, românofone, dedicate în felul lor, dedicate patriei bune. Așa, m-a uitat blocul nordic, de blocul septentrionul românesc, Bucovina și celelalte state. Povestea e lungă, dar nu e tema serii de astăzi. Revin la domnul doctor Stănciugel, pe care îl rog să ne facă o mică prezentare, așa, la vol d'oiseau, o mică prezentare cu comunitățile românești și la volta său. Știi ce înseamnă? Nu-ți mai traduc sau îți spun în seară. Cum? Rusește, știi? Nu. În rusă, deși am învățat rusă, nu știu dacă tot ori, dar eu tot sabacam. Ceea ce înseamnă cine le dă căilor să mănânce, că mai mult de atâta n-am reușit să învăț. Așa că, domnul doctor, am uitat să... m-am luat cu vorba și am uitat să spun că e specialist în istorie sudul... Cunoscător. În istoria balcanică și cu un doctorat, cu o personalitate extraordinară, și aceea am neglijat-o, am uitat-o, nu ne mai interesează. E adevărat că n-aveam atât de multe moluri la vremea aceea să ne ducem să ne facem treburile, și anume marele diplomat român Vasile Stoica. A scris, a publicat și așa mai departe. Nu despre el vorbim, Robert, vorbim numai de populațiile de la sud de Dunăre, și poți să alegi, cu tine vorbesc, poți să alegi să vorbești de aici sau să folosești un microfon portabil. Între timp o să mai vedem.
cum se întâmplă lucrurile și până îți pregătește Robert, muzica de fundal pe care am avut-o aici este muzică polifonică, armânească, din Poci, care undeva prin nordul, între Grecia și Albania. Domnul doctor Robert Stănciu. Mulțumesc, comisară. Seara, domnilor, domnilor și domnilor, o să încep cu pasare de doctor așa, pentru că am, o să încerc în pas alergător să fac o trecere în revista românilor, pentru că am început foarte târziu și aș începe pentru un motto. A românii și dacă românii sunt un singur neam. A pretinde că românii din Oltenia sau Moldova, din Macedonia, Basarabia sau orice alt pământ unde se vorbește românește, sunt altceva decât români, nu este altceva decât oscurantism sau politicianism, semnat un aromân. Pentru cei care nu cunoaște, nu au cunoștință de acest aromân, se numea Tristu Îndroveanu. Dumnezeu să-l odinească pe unde este. Prin urmare, românii sunt români și vorbesc un dialect românesc. În Balcan și până la ultimele ramificații ale Pindului, de la porțile Constantinopolului până la Marea Adriatică, a trăit și trăiesc populații ale românității, printre care și acești români. Avem și alții. Astăzi discutăm numai de ramura românilor. Timp de secole întregi, până în prezent, au izbutit să-și păstreze caracterul comun a românilor din Dacoromânia, din Dacia Aureliană. Vorbim de documente istorice. Deocamdată, faptul că această masă unitară, uniformă, a românilor balcanici s-a întins, s-ar fi avut șansa să se întindă de la Carpați până la ultimele ramificații ale Pindului, de la Marea Neagră până la Adriatica, nu s-a întâmplat acest lucru din cauza intrării slavilor în Balcanic, împărțindu-i în două, rupându-i de România, de țara lor mamă. Românii se împart în mai multe grupuri. În principiu, mă eram pregătit ca să spun de fiecare grup în parte câteva cuvinte. O să-i enumăr și atât. Moscopoleni, o să folosesc și denumirile vechi. Deci primesc această denumire, că și-au luat acest nume, trăind în orașul Boscopole, sau Moscopele, situat la vest de Corcea, cum spuneau ei, sau astăzi Corcea. Sunt considerați mai culți și mai civilizați decât a românii din cauza dialectului folosit cel mai ales fiind o zonă de tranzit foarte mare. Fârșelioții sau fârșeroții sunt cei care trăiesc și-au luat numele după satul Brașari din districtul Ianina sau probabil de la orașul Parsala din Tesalia. Cărmușteni, de la Montelegram, epirații, cei care trăiesc în Epir, olimpieni, nu cred că vreau să le mai spun, din cei care sunt în Muntele Olimp, megleniții, săresenii, dar trebuie să mai menționăm încă câteva grupuri. Copăciații, plăhazii și zrăcieni. Aici avem, la ultimele grupuri, avem o problemă. Unii știu limba a română, dar vorbesc grecește, ca așa vor ei. Cel de-al doilea grup sunt turcizați, iar ultimii, care trăiesc lângă Veria, nu sunt acceptați de celelalte comunități de români. Aceștia români sunt răspândiți în toată peninsula balcanică, dar nu numai, vorbim astăzi numai de partea Balcanilor, formând comunități pur românești sau sunt amestecați cu turci, albanezi, bulgari, greci, ceva mai. Poporul românesc a numărat dintotdeauna toate elementele constitutive ale unui organism viu,
perfect viabil, de la păstori la agricultori, de la industriași la negustori până la finanțiști, de la artiști până la savanți. Astăzi vorbim de niște artiști, începuturile cinematografiei în Balcani și această manifestare e dedicată fraților Manache. Vă mulțumesc! Piesele de rezistență de astăzi seară sunt, desigur, filmele fraților Manachia. Este impresionant să vezi cum arăta lumea, să spunem așa, lumea românească, cum arăta în 1905, unul din filmele lor prezentând chiar propria lor bunică, Pădespina, care moare undeva la 114 ani. Scenele sunt impresionante și în o revedere pe peliculă, în film, în proiecție a vieților și a oamenilor trecuți, are totdeauna un coeficient grav. Și mi-amintesc acum că într-o altă împrejurare am avut ocazia să vizionăm un film realizat Anton Golopenția dincolo de Buc, era o nuntă. Ei, de data aceasta, vedem ce însemna viața românească, fie păstori, fie negustorii care transportau, făceau comerțul peste munte, pe poteci, și vedem o lume care era bine legată și care își vedea de ale sale păstrându-și identitatea până în zilele noastre. Îl invit pe domnul doctor Marian Țuțui, care i-a dedicat o monografie. Nu știu unde e cartea, trebuie să fie aici. Măcar să... Mai o secundă, că vă dau un apă. Asta e volumul. E publicat de editura Media Print, noi, și se pare că se mai găsește undeva prin librării, poate la Cărturești, poate la sediul editurii. Domnul doctor... Țuțui este doctor în cinematografie, cadru universitar, este conferențiar universitar abordând iarăși problema cinematografiei, iar în cadrul Institutului de Istorie Artei a Academiei se ocupă, cum altfel, de cinematografie. Va fi cel care ne va îndruma pașii și ne va ghida în, pe măsură ce fie imaginile se vor derula, fie filmele pe care le proiectăm, vor avea nevoie de o explicație specială. Bună seara! Aș propune să începem cu filmele care durează... Două filme o să vă arăt. E o problemă cu drepturile, pentru că mai avem și alte filme din Macedonia restaurate, dar care nu au subiect atât de aromânesc, atât de important pentru noi. Era vorba de vizitele sultanului Mehmed Reșad al V-lea la Salonic și Bitonia, practic cu care pot fi considerate primele jurnale de actualități realizate de niște autohtoni din peninsula balcanică. Le-am și pe acelea, dar ca și cu filmele astea, e o problemă cu drepturile de difuzare și așa mai departe. Filmele amândouă, deci Scene din viața românilor din Pint, o să discutăm și despre titlu, și al doilea, Excursie în Macedonia turcească, au împreună 10 minute. Primul reprezintă, e greu de spus ce însemna un film în epocă. Un film în epocă era de fapt o bobină care dura cam un minut. După aceea se schimba și la un moment dat, mai multe arhive și însăși frații Manache au încercat la masă să dea titlul fiecarei bobine însăși. Dar există un montaj cu sigla, cu, atenție, cu titlul românești, literare, insertul românești, trimis în România, montat de frații Manache, scrie F-ț-i, Manache, Pindo Balkan Film, Bitolia. Iar al doilea, vizită în Macedonia turcească, e clar un film făcut pentru România, pentru că e realizat în 1911 și România avea relații cu Turcia și nu vrea să strice relațiile cu Turcia. Macedonia, la vremea respectivă, încă era turcească. Iar primul, Scene din viața română din Pint, e un montaj de filme realizate de ei între 1907 și 1911, Scene din viața română din Pint.
Deci, atenție, 1907, 1905, 1906, am putut dovedi lucrul acesta. Mai mulți din Grecia și Macedonia au încercat să-i facă și mai... să prezinte lucrurile, sau chiar ei, Milton, să arate că ar fi făcut lucrurile și mai înainte. Nu este relevant. Am putut dovedi că prima filmare a fost în 1907. Cred că putem da filmul înainte. Chiar are și un acompaniament muzical, ca să fie mai puțin plictisitor. Muzica este a formației Anastasia din filmul Before the Rain, a lui Mircio Mancevski, care la rândul lui mai târziu a făcut și el un film despre frații Manachia, ca și Angelopoulos din Grecia. Un film candidat la Oscar, vi le recomand. Muzica este macedoslavă, dar balcanică, sper că se potrivește. Și după aceea putem să vedem ce timp mai este pentru alte discuții. Hai să dăm filmare.
inserturile, titlurile, observați că sunt în limba română literară, chiar cu tendințe latinizante, la fel cum erau la modă la vremea respectivă în România. Iar titlurile arată o preocupare etnografică, o să vedeți, aveau legături cu Academia Română și filmele, practic, au fost făcute pentru Academia Română. În centru pe bunica de spină, centenară, înconjurată de fiicele, nepoatele și strănepoatele ei. Practic, astea sunt primele imagini din primăvara anului 1907 în Avdela. Avdela era reședința lor de vară. În toamna, iarna stăteau în orășelul Grevena. Iar acum va urma excursia în Macedonia turcească, un film realizat cu ocazia vizitei unei delegații de universitari români, condusă de doctorul Constantin Istrati, chimistul, cel care a fost în 1906, a fost de două ori prim-ministru, de câteva ori ministru al culturii și așa mai departe, a făcut Biblioteca de Victoria a românească. În delegație făceau parte Pache Protopopescu, Vasile Pârvan, amiralul Murgescu, cel care a făcut observatorul din București. Era după ce fusese dată iradeaua și a românii primiseră drepturi în Imperiul Otoman. Și atunci autoritățile române au făcut această excursie ca să vadă la fața locului care este situația. Iar cu această ocazie, Istrati a făcut mai multe, cum se numește, descoperiri și s-a întâlnit cu Niazi Bey, unul din conducătorii Revoluției Junilor Turci în Vitoria. Iată-l pe Istrati, cel cu barbă albă în mijloc. Erau și femei în delegație. Istrati a lăsat mai multe rapoarte academice, a descoperit un mineral albanit, resen, actualmente. La un moment dat se va vedea și fotograful oficial al acestei expediții, Ion Voinescu, cel care în anul următor a filmat în campania românească din al doilea război balcanic. Deci, iată din nou pe Istrati. Deci, practic, se poate vedea o legătură a fraților Manachia, o să vedeți mai multe cu România, încât, într-adevăr, deși locuiau în afara țării, au o legătură cu cinematografia și fotografia românească. Toate publicațiile, foarte multe publicații din epocă, din Leipzig, din Cernăuți, din București și multe publicații ale Academiei, albumul etnografic al lui Papa, includeau fotografii ale fraților Manache. Iată-l în dreapta pe Voinescu, cu un aparat fotografic de gât. Și la un moment dat se va vedea din nou doctorul Istrati, iată-l, cu pălăria în mână, făcând semne. Filmul ăsta era de mult în Arhiva Națională de Filme, dar a fost atribuit lui Voinescu, din eroare. Voinescu avea acum văzut, se întâlnise prima dată cu frații Manache la expoziția din 1906 și frații Manache și Voinescu obținuseră medalii de aur pentru fotografii, dar în 1911 Voinescu a putut să vadă și cum funcționează o cameră. În anul următor a început să filmeze și el.
Acum îl vom vedea și pe Niazi Bey, cel care alături de Atatürk a declanșat, Kemal Mustafa, Atatürk a declanșat Revoluția Junior Turci, care a modernizat Turcia. Un alt film, tot în 1911, este Visii Sultanului Mehmet Reșat al V-lea, care a venit să sărbătorească 5 ani de la Revoluția Junior Turci și a venit la Vitoria Salonici, s-a dus până în Kosovo. Filmarea este de pe... și asta a fost... În afară de faptul că o copie acestui film s-a găsit în Macedonia, în filmele donate de Milton Arhivelor Statului din Macedonia, un alt argument că filmul aparține fraților Manachia este că delegația pleacă și filmarea se face de cineva care rămâne de pe acoperișul gării. Acum propun să prezentăm un PowerPoint la care sunt mai multe fotografii importante, zic eu. Iată-i pe cei doi frați, în 1911. Aici este, vedeți, emblema în turcește și în română. Cei doi frați au început activitatea la Janina. Amândoi au făcut școala românească la Avdela, au continuat la Bitolia. Ienache a terminat liceul și a devenit profesor de desen și caligrafie și a fost ulterior profesor la Bitolia. A fost chiar profesorul unor mari cărturari români, precum Marcu Beza, Papa Hagi. Iar făcând niște fotografii într-un sat românesc unde s-a serbat Paștele în limba română, a fost reclamat de grecomani și a făcut puțină pușcărie și a trebuit să se mute și a pierdut și apoi a mutat totul la Bitolia. Milton nu a terminat liceul, nu avea așa multe studii, e și aici o discuție cu cine a făcut filmele, cine e lăudat mai mult. Ienache a avut clar o activitate foarte românească și din cauza asta să zicem, a fost oarecum nedreptățiți de cercetătorii din țările balcanice. Deci, după Janina, au mutat activitatea la Bitolia. Iar activitatea cinematografică au făcut-o tocmai pentru că în Macedonia, în Iugoslavia, Macedonia, după războaiele balcanice, devenind în cea mai mare parte bucată din Iugoslavia, au fost închise școlile a românești. Mai târziu, după ce a dat faliment, cum se numește, cinematograful a luat foc, iar Ienache avea un fiu, s-a mutat la Salonic,
i-a lăsat fratelui său, tânăr însurat, atelierul fotografic pentru a se întreține, iar el s-a dus să predea la Salonic și să obțină o bursă pentru fratele, pentru fiul său. După aceea, cei doi frați, din cauza celui de-al doilea război mondial, a relațiilor dintre Iugoslavia și Grecia, războiul civil din Grecia, nu s-au mai putut vedea. Culmea, Milton s-a bucurat la bătrânețe de onorul și de recunoașterea statului iugoslav decorat, s-a întâlnit cu Tito, în timp ce Ianache a murit tristat, i-a murit fiul, n-a mai putut să spună nimic, un singur amănunt Boboda, în 1945, directorul liceului românesc din Salonica a fost împușcat, pentru că mulți români la vremea respectivă au avut o activitate, să zicem, de colaboraționiști cu Italia, poate știți povestea cu Republica Pindului și așa mai departe. Aici este, deci, o vedeți pe Steriana și pe, bineînțeles, pe celebra bunică de Spina, în 1907. Principatul Pindului, de-a fost Republica. Mă rog, e greu de spus ce a fost. A fost de două ori, și la sfârșitul primului război mondial și la al doilea. Ok, da, era un maghiar, da, aveți dreptate. Mai departe. Iată cinematograful în construcție, în 1922, care avea 322 de locuri. Iată o hartă, mă rog, unde puteți să vedeți o hartă din 1919, care arăta la vremea respectivă răspândirea românilor. Iată una din primele fotografii tipărite prin zincografie în România, care reprezintă chiar Hora din Avdela și este semnată de Ianache. Părintele Averchie. Poate unii știți cine este, alții am să încerc să explic pe scurt. Este un călugăr de la Athos, a român, născut chiar în Avdela, prieten cu tatăl fraților Manachia. De ce este important acest om? Pentru că în timpul lui Cuza și apoi în timpul lui Carol I, erau foarte multe terenuri închinate de-a lungul sutelor de ani mănăstirilor din Balcani, aproape jumătate din teritoriul României. Și aceste mănăstiri nu plăteau taxe către statul român, rămăseseră foarte în urmă. Și la un moment dat, Cuza și de trei ori, și apoi Carol, le-au spus, ori plătiți taxele, ori le naționalizăm. Așa s-a realizat prima, cum se numește, secularizare și împroprietărirea țăranilor cu aceste terenuri. S-a oferit și o compensație în bani, pe care autoritățile de la Constantinopol nu au dorit-o, printre altele, se dau o sumă de bani care tot a crescut și un spital în Istanbul. Până la urmă, Carol I a zis stop și având în vedere că un prim-ministru, Titu Maiorescu, după mama român, Bolintineanu, ministru al învățământului, tot a român, până la urmă banii de răscumpărare au fost folosiți pentru ridicarea acestor școli construite de statul român pentru în sudul în sudul Dunării și, bineînțeles, un liceu special la Sfinții Apostoli. Bun, Averchie fusese trimis pentru a protesta de către Athos și întâmplător el era român și în momentul când a venit la București și a auzit română, povestește Ion Ghica, a spus și eu, Hio Armân, din momentul ăla a început să militeze pentru a român, a fost caterisit, deci a fost exclus din rândul clerului și ulterior a trimis din Avdela și din alte sate primii elevi care să studieze la București pentru a deveni învățători în satele românești. Și vedeți, scrie Manachia, frații Manachia au realizat multe vederi cu asemenea personalități ale românilor. Bineînțeles, la moment era chiar și bunica lor, care era foarte interesantă. Foarte. Iată niște rebeli a români. Da, haiduci să le spunem.
Frații Manache au lăsat, bineînțeles, asemenea imagini cu lideri ale rebelilor bulgari, macedoneni, albanezi, greci, sârbi, turci și așa mai departe, dar și cei al românii. Iată manifestația românilor cu ocazia victoriei Revoluției Juniilor Turci, o chestie care se făcea în epocă, un retuș, practic se vede că inscripția este adăugată ulterior, cum facem noi astăzi în PowerPoint. Asta e liceul românesc din Bitolia. Aici, în 1917, Ienache a avut ideea de a fotografia niște avioane germane în Bitolia. Bitolia era sub ocupație bulgară și de partea Germaniei și autorităților bulgare li s-a părut că este un act de spionaj și a fost trimis, a stat câteva zile în închisoarea din Bitolia și apoi a fost trimis în domiciliu forțat, dar nu ceva foarte rău, la Plovdiv, unde și-a făcut un alt atelier fotografic și aici este o fotografie foarte o reproducere a unei scrisori foarte interesante din 1951, când relațiile dintre România și Iugoslavia erau foarte... Era perioada în care Tito era numit ucigașul Călău Tito. Frații Manachea au publicat fotografii în revistele românești, nu în toate, erau și acolo niște mici dușmănii, dar deja în 1951 nu mai erau revista românești, în schimb, Milton, care, culmea, nu fusese un tip foarte activist ca fratele său, citea revista Libertatea Românilor din Voievodina, deci nu putea să aibă acces la ceva în română, nu putea avea acces la revistele din România, dar citea revista Libertatea în limba românilor, a românilor din Voievodina. Și aici a aflat că românii din Voievodina au pus în... au făcut spectacol cu doamna ministru a lui Branislav Nușici și spune lui Nicolae Bocșan, profesorul din Vârșeț, care a pus în scenă chestia asta, că l-a cunoscut pe Nușici de două ori, inclusiv că Nușici a fost consulul Serbiei la Bitolia și că știe că a vorbit cu Nușici în română, că Nușici era a român și așa mai departe. Și trimite și o fotografie cu Nușici și la sfârșit spune că este foarte fericit că vedeți într-o română literară, că este foarte fericit că filmul său cu Sultanul rulează acum în toată Iugoslavia. O spune bătrânul Milton sau Miltiade cu mândrie. Deci încă în 1951, când era destul de greu să spui că ești român și să vorbești de preocupările tale, iată că Milton avea cum să zic, acest acces de patriotism și de entuziasm față de cultura română. Iată-l pe Kemal Mustafa stând jos. Tot în Bitolia era liceul militar turc și Revoluția Juniilor Turci a început în acest oraș multinațional, în care a românii se pare că reprezentau la vremea respectivă cam 50%. Și evident, frații Manachea au fost în contact, cunoșteau mai multe limbi cu diversi lideri ai diverților etnii. Iată diploma obținută de Milton. Au fost două medalii de aur și una de argint obținute de frații Manachea la această expoziție din 1906. Nu reprezintă un lucru extraordinar, pentru că atunci s-au dat câteva sute de diplome, inclusiv pentru dulcețuri și așa mai departe. Au venit români de peste tot, mai puțin din Basarabia, pentru că autoritățile țariste n-au dat. Au fost până la urmă și niște pavilioane ale Statelor Unite, Austria, Suediei, deci până la urmă a expoziția a românilor de pretutindeni, care să sărbătorească urcarea pe tron a lui Carol I, aniversarea regatului și colonizarea Daciei de către Traian. Există încă
rămășițe ale acestei expoziții, care era în parcul Filaret pe 44 de hectare. Dacă știți, cum se numește, celălalt observator astronomic, clădirea de pe Candiano Popescu, Giamia, parcul Carol, arenele romane, toate lucrurile acestea, alături de multe altele, făceau parte din un parc extraordinar, cea mai mare expoziție care probabil a fost pe teritoriul României. Și atunci a fost interesant că frații Manachi au văzut pentru prima dată cinematograf, iar Ianache împreună cu delegația macedoneană, română, au fost la Peleș, s-au întâlnit cu regele a doua oară și atunci Carol I a oferit lui Ianache o bursă de călătorie în Europa, iar în cursul acesteia Ianache a cumpărat o cameră bioscop, apropo proiecția pe care a văzut-o el la București, era tot pe bioscop, camera cu numărul 300, cu cea cu care a cumpărat-o de la Londra, după aceea, întorcându-se, a început să filmeze. Iată cum arăta prima clădire dedicată, permanentă, dedicată cinematografului, pavilionul cinematografului de la această expoziție din 1906. Deci aici există o publicație la vremea respectivă, Universul la expoziție, în care la un moment dat se spune că când au venit regele, ce a zis, când a venit regina și ce filme au văzut. Au văzut niște filme cu trei cântărețe de operă și o încercare de film sonor. S-au pus în paralel niște discuri cu ariile cântate de asta. Regele a fost impresionat pentru că până atunci filmele mute nu prea l-au le considera vulgare, dar asta i s-a părut ceva interesant. Și de asemenea vă spun și care a fost reacția fraților Manachia când au văzut imaginea în mișcare. Aici e un stop cadru cu Ion Voinescu și în planul 2 cu Dr. Constantin Istrati din filmul Excursia Macedonia Turcească. Camera bioscop, care, atenție, în epocă, asemenea camere se foloseau și pentru filmare și pentru proiecție. Iată o reclamă. Eu am găsit serii de reclame în trei publicații. În această revistă Lilicea Pintului de la București și în două ziare din Salonic. Revistele erau una română, în schimb reclama e română. Uitați, vedeți, furnizorii curții regale, două medalii de aur, una de argint, trei medalii jubiliare, două plachete. Experți fotografi și fotocinematografi. Interesante colecții etnografice, istorice, geografice, precum și filme cinematografice, pozitive și negative. Deci e foarte interesant că sunt printre puținii din lume care deja își puneau problema să vândă filmele și există un film păstrat și alte mărturii despre nunți. Au filmat pentru niște români bogați nunți. Există în Macedonia, nu am acum, un film cu o nuntă românească. Și chiar se cunoaște și istoria realizării filmului, reacția oamenilor respectivi când au văzut asemenea filme. Aici vă atrag atenția că de ce am făcut chestia asta. Am vrut să arăt că în Iugoslavia, dar mai ales în Grecia, sau în filmul lui Theo Angelopoulos, privirea lui Ulise se taie inserturile, se dă numai partea de jos și apoi Dumnezeu cu mila. Bineînțeles că poți să spui că filmele sunt grecești, găgăuze, ce vrei. Dar faptul că filmele totuși au titluri și inserturi în limba română, Pinto, Balkan, film, frații Manachia, titlul spune ceva. Deci avem și noi românii, poate mai mult decât alții, temeiuri pentru a-i revendica pe acești pionieri. În 2006 m-am deplasat la Vdela
Și pe lângă niște surprize neplăcute, am avut și o surpriză plăcută. Cine știe grecește, literele grecești, poate citi numele cafenelei la fițorul de la Monti. Deci am găsit și o inscripție în română, ceea ce m-a bucurat enorm, pentru că, în general, oamenii de acolo au avut cam toți rude în pușcărie și au devenit, după vreo două, trei generații, foarte mari naționaliști greci. Asta e. Iată o secvență din filmul în care apare sultanul Mehmed Reşad al V-lea, penultimul sultan al Turciei, în această primă deplasare a unui sultan în imperiul său, mai ales în zona creștină, fraternizând cu revoluționarii. Deci devine un monarh, să zicem, constituțional și le vizitează și acceptă această revoluție. Gata. Am un text, dar mi-e teamă că mă lungesc. Poate ar fi mai bine la un moment dat să-mi puneți dumneavoastră întrebări. Mai sunt și alții, cred, care trebuie să vorbească. Haideți să spun ceva despre activitatea lor fotografică. Deci, spre deosebire de alți fotografi din epocă, ei se deplasau foarte mult. Deci, numărați la un moment dat în carte peste 100 de localități. Inclusiv din România, mă rog. Dar mai ales din Macedonia istorică, ceea ce reprezintă astăzi nu numai Republica Macedonia, dar și nordul Greciei, din Albania și așa mai departe. Și pe vremea aceea aparatele de fotografiat erau destul de greu de cărat. Foarte puțin filmau pe vremea aceea țărani. Există niște versuri păstrate că aceștia români erau vestiți cam zgârciți și încercau să plătească altă dată, ori ei, deplasându-se, nu prea mai puteau să-și ia... Și îi amenința că dacă nu plătesc, ori să li se vadă fundul în fotografie. Vă dau versurile chiar cum sună în română. Din fotografie au făcut bani. Deci, Ienache cam tot timpul a avut și a lucrat la Ianina și în câteva localități din Epir și apoi la Bitolia ca profesor de caligrafie și desen, pe când Milton a lucrat numai ca fotograf. Spre sfârșitul vieții, am zis, a rămas Milton cu atelierul și Ienache s-a dus în Grecia după faliment, lăsându-i fratelui său singura lucru care știa ce să facă, să poată să întrețină. Fotografia le-a adus satisfacții, chiar bani. Așa au putut să investească ca mai târziu să facă cinematograful. Iar cinematograful, construirea lui, a avut și un alt motiv, pentru că după primul război mondial, liceul din Bitolia nu a mai putut funcționa o vreme. Și atunci Ienache s-a gândit să facă acest cinematograf, unde erau programe de filme așa cum erau în epocă. Ce mai interesant, că au fost fotografe ai curții regale române și ai prințului, mai târziu, regelui Alexander Karagheorghevici al Serbiei. Aici am făcut o eroare, nu au fost și fotografi oficiali ai sultanului, dar l-au filmat și l-au fotografiat pe sultan. Aici m-am luat după niște surse din Macedonia care au exagerat. Mea culpa. Despre activitatea cinematografică sau despre... Este interesant după mine faptul că viața lor s-a suprapus pe... foarte bine pe soarta Macedoniei și a românilor în perioada modernă. Ei au prins momentul acela, să zicem, care a durat foarte puțin, în care a României au putut să primească drepturi și a înflorit o
cultură a românească, au fost autorități locale a românești și așa mai departe, și apoi, cum se numește, acest crepuscul, în timp ce celelalte seminții balcanice au, s-au consolidat și au devenit state și așa mai departe, ba chiar i-au, și-au întărit statalitatea chiar în dauna românilor. Iar statul român, mă rog, e mult de discutat, n-a știut totdeauna cum să procedeze cu ei, ba chiar și-a luat mâna de pe ei în repetate rânduri și așa mai departe. Faptul că există astăzi, poate știți, nu vreau să dezvolt prea mult subiectul, faptul că există, iarăși o chestie foarte tristă, care tot ni se spune că există vlachii în România sau românii în România și că sunt minoritate. E absurd. A românii au venit în România ca refugiați. Pentru că autoritățile grecești nu le-au recunoscut drepturile de stăpânire a terenurilor din Imperiul Otoman și autoritățile române le-au oferit terenuri în Cadrilater, după aceea au trebuit să mute și din Cadrilater și așa mai departe. E foarte interesant că a românii ajuns și în România, bunicii și străbunicii s-au considerat salvați aici, dar mai târziu interesul poartă fesul. Există foarte mulți români azi care doresc să fie minoritatea în România, se doresc alt popor și așa mai departe. E foarte interesant că există o contradicție aici între părerile și interesele bunicilor și ale nepoților, să zicem. Dar n-am să intru în... încerc să descriu lucrul ăsta cât mai neutru pentru a nu inflama spiritele. Apropo de... De ce putem să-i... deși au locuit în afara României, faptul că filmele au fost făcute pentru Academia Română, nu avem dovezi ale proiectărilor în epocă, decât în Skopje. Nu la cinematograful lor, la un cinematograful altcuiva, și numai cele două filmulețe despre Sultan, care probabil erau considerate subiecte pentru toată lumea, în timp ce aceste filme despre români aveau clar un caracter etnografic. Ați văzut, încercau să descrie, încercau să preia un stil științific, etnografic, în spiritul lucrărilor și fotografiilor, albumele, vă spun toate, până și Gustav Weigand, marele lingvist și dialectolog german care a studiat dialectele din România, românești, a ilustrat lucrările sale cu fotografiile fraților Manachia. Mai târziu a existat chiar prin Institutul Social Român și prin Dimitrie Gusti o întreagă tradiție care a culminat, să zicem, cu Țara Moților premiată la Veneția. Deci această preocupare pentru filmul etnografic, pentru filmul social. Oamenii aceștia nu spun că au fost geniali, sau au fost geniali, dar, cum zic eu, printr-o intuiție tipică unor artiști. Deci filmele le-au făcut nu pentru bani, spre deosebire de fotografii care majoritatea sunt făcute pentru bani, simțeau că filmele captează ceva care e în curs de dispariție. Modul de viață patriarhal, migrația, este imagini cu sărăcăcenii care se deplasează, deci a românii nomazi, costumele, modul acesta de viață pastoral al a românilor, izolarea lor urma să nu mai fie. Și ei au fixat lucrurile acestea. Nu știu, am spus la un moment dat, la sfârșitul acestei cărți, pe care poate o mai găsiți la Noi Media Print sau prin unele librării, Noi Media Print, editura pe Stara Tokyo, am spus, poate exagerez, scuze, că privind la o scară foarte largă a milenilor, vorbim de Herodot și Strabo. De ce să nu vorbim și de frații Manachia? Deci dacă nu ar fi fost ei, probabil că nu prea știam cum arata penultimul sultan al Turciei, nu știam cum arata românii, și ar fi fost și mai multe discuții, cum să zic eu, fără capăt. Așa, e adevărat, filmul e și artă, e și document, te ajută, dar iarăși să nu credeți că
Și imaginea, mi-aduc aminte o mare prostie pe care a spus-o Iorga, atenție, mari oameni au spus și prostii, de obicei îmi spune, văzuse imagini cu ocuparea Poloniei sau cu tratativele lui Hitler cu marile puteri și spunea, acum nu se mai poate minți, uite imaginea. Aiurea, manipularea prin imagini este cea mai puternică. Ei bine, am călătorit în țările balcanice, știu câteva limbi balcanice și mi-aduc aminte când am arătat imaginea asta în Albania. Deci, uite, sunt albanezi, în Grecia sunt greci, uite aici, uite, costume tipice și așa mai departe. E foarte ușor să spui lucrurile astea. E foarte ușor să schimbi lucrurile. Și uitați, până și românii au greșit la un moment dat, un film al fraților Manachia l-au atribuit altcuiva. Interesant e că în timpul comunismului aproape se uitase de ei și la un moment dat o informație despre activitatea lor cinematografică a reapărut dintr-o sursă iugoslavă sau în enciclopedia lui Businò, care avea surse iugoslave. Mi-aduc aminte, prima dată se scria despre frații Manachia așa într-o ortografie franco-franceză, iar pe de altă parte, într-o istorie a fotografiei românești, se vorbea de activitatea lor fotografică. Cei din cinematografie nu știau nimic despre fotografie, cei din fotografie nu știau nimic despre activitatea cinematografică și nu prea se mai știa nimic. E adevărat, știți că în timpul comunismului nu totdeauna, dar în general nu se promovau valorile românilor din afara României pentru a nu supăra pe vecini sau a nu încuraja emigrarea și așa mai departe. Din păcate, anii au trecut și românii sunt tot departe, au alte interese, sunt tot dezbinați, dar măcar ne uităm la aceste filme și ne înduioșează, zic eu. Pe mine cel puțin mă înduioșează. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție sau, nu știu, puneți mai departe să nu stricăm ordinea. Vedeți, v-am spus că e doctor, domnul Țuțuia. Se vede că e doctor în cinematografie. Ce ne dai, ei merge aici. Nu, vreau să spun ceva. Da, te rog. Te-ai bucurat că n-ai văzut sigla de la cafenea. Mergeam cu Emil Țărcăunic în Bulgaria și ne distram foarte mult. Pe cruci, în cimitir, poliția la ușă, la poartă, scria în limba greacă, scria că este un ultimat pe el și dedesubt din neamul Urață. Era un fel de a se răzbuna, pentru că nu știau, autoritățile nu veneau să citească. Și noi am făcut fotografii după cruci și râdeam, ne distram cum își bătăjuc autoritățile bulgare și... Din păcate, este obiceiul. În Bulgaria, dacă nu știți, în timpul lui Zhivkov, știți problema cu turcii din anii 80, exista o listă din care ți alege numele. Și în alte țări balcanice există obiceiul de a se traduce numele. Deci un român din Timok, nu vă dați seama că cheamă și... Apropo că discutam de cel mai mare a român sau mare megleno român, Peter Atanasov, are nume bulgăresc, mi-a zis. Ce naiba putea să aibă? Deci, un timocean se va numi Cvetan Todorov, adică Florin Teodorescu. Se traduc. Numai noi nu facem chestia asta și, mă rog, sunt niște anumite efecte. Vă mai zic o să vă dau un exemplu trist. Cimitirul din Bitoria, până de curând, s-a numit Cimitirul Românesc, pentru că era cumpărat cu bani din România. E bine, niște localnici de acolo, patrioți, i-au zis românesc. În Albania, fârșeroții spun n-au aul în față. De curând s-a inventat noțiunea de a român și s-a creat iarăși o... Deci albanezii în Albania nu se făcea deosebirea dintre român și român. Deci vedeți, deci sunt niște consecințe... Până și vă aduceți aminte că Romania era până în 1980, se scria în engleză și în Marea Britanie și Statele Unite. Noi am vrut România, toți au așa, dar... Am început să semene cu altceva. Deci, atenție, luăm niște hotărâri, dar nu le gândim prea mult și consecințele sunt uneori mai triste. V-am dat și exemple triste. Problemele acestea cred că n-au soluție decât prin cunoașterea noastră,
printr-un interes și o responsabilitate individuală, pentru că acum descoper eu un somn, deși avem prin ONG-ul nostru, avem preocupări pentru românii din străinătate, dar descoper eu un somn că aceste politici naționale de egoism național și de falsificare a adevărului nu vin de acum, vin de, mult, de foarte multă vreme. Așa că avem o limbă moldovenească alta decât româna, povestea veche în stânga Prutului, avem o limbă vlahă în locul românei pentru Valea Timocului, avem o limbă băieșe la românii câți au mai rămas în, la uguri și într-un fel să încearcă un fel de colonizare slavă, să-i spunem, sau mă rog, a populațiilor de acolo. Și acum, la capitolul ăsta, să rețineți un lucru. Să produceți standardizarea acum, în timpul noastră, așa numite limbi slave. Care e partea interesantă? Savanții, lingviștii iugoslavi au refuzat să facă așa ceva. De ce? Deoarece o recunosc ca limbă română. În schimb, cei care conduc comitetul științific de vlahă, președinte este un doctor ginecolog și vicepreședinte un doctor stomatolog. Deci iată care sunt problemele și tot ce avem de apărat aici este o continuitate extraordinară, dar începem cu noi. De aici și această seară foarte interesantă și de aici toate aspectele care, cel puțin pe mine, sunt de natură să mă pună pe gânduri. Iată un exemplu. Poate e prea mult în poezie în ce spun, dar efectiv pentru mine acea horă filmată de frații Manachia, reprezintă un simbol puternic. Mi se pare fenomenal să vezi o horă de sute și sute de persoane, de la cei mici până la cei bătrâni, femei și așa mai departe. Ei, este o unitate pe care noi trebuie să o regăsim și, în principal, unitatea românească cu toate ramurile, blocurile de care vorbeam. Nu mai vorbim de românii uitați, nu mai vorbim de românii invizibili, cum sunt cei din Transnistria de Nord, nu mai vorbim de toate aceste aspecte de care, evident, noi, țara mamă, patria, vatra, cum vreți să o spuneți, trebuie să se ocupe. Pentru aspectele am avut un foarte bun excurs și îi mulțumim acum domnului doctor Țuțui și pentru filme și pentru competența cu care ne-a ghidat vizionarea. Să revenim în actualitate și am să-l invit pe domnul doctor Dorin Rozovanu, care este conferențiar la Universitatea Academiei de Științe a Republicii Moldova. Pentru cine nu știe ce Republică Moldova e, Basarabia Românească, dar mă rog. Și cum zic colegii noștri de la Acțiunea 2012, Basarabia e România. E pe toate gardurile, este peste tot. Dar cel mai mult trebuie scrisă, dar nu avem putința tehnică de a face asta, pe mințile noastre încleiate și mahmure. Și mai ales pe mințile mahmure ale fraților noștri, ale românilor basarabeni. Revin. Luați-o ca o divagație. E conferențiar la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. Este cercetător științific superior la aceeași Academie de Științe. Apropo, l-am văzut de curând și pe domnul președinte Duca, președintele Academiei, a fost prezent aici la București și de asemenea este președintele Asociației de Geografie și Etnologie din Moldova, are preocupări și expediții științifice, să le spunem, în Balcan, are preocupări pentru comunitățile românești. Cred că se vădește încă o dată interesul nostru și ceea ce în mod popular se poate numi sângele apă nu se face, așa că iată ca un român basarabean se preocupă de românii din peninsula Balcanică. Românitatea basaritană se întâlnește în românitatea sud-uneană, pentru că românitatea nordică, septentrională, bucovina, Herța, toate celelalte, oricum ne aparțin și toată lumea știe că atât Cotinu, cât și Noua Suliță din Nord, nu erau ale Bucovinei, ci erau ale Moldovei. Între timp,
nu e tematica noastră, dar trebuie să o spun. Rușii l-au luat, mă rog, situația primului război, dar la începutul primului război mondial, numai că atunci s-a întâmplat ceva în felul următor. Îi fac zestre fiicei tale cu banii altuia. Deci când s-au separat, le-au făcut zestre ucrainienilor, Bucovina, Herța, Basarabia, nu mai vorbim de Transnistria, că în Transbugia este prăpăd. A călătorit foarte mult în Balcan, deci acum avem o relatare contemporană asupra acelorași personaje, fascinante, spun eu, frași și pionieri, frații Manachia. Vă rog să portiți. Bună seara, mulțumim mult pentru prezentare, cred că prea pompoasă a personalității mele. La apropo, aș da câteva răspunsuri. Cred că noi am realizat chiar prima acțiune, acțiunii 2012, prin câteva expoziții la Muzeul Național din Chișinău, când încă nimeni nu știa ce înseamnă acțiunea 2012. Una tocmai dedicată românilor, societăților românești din actuala Ucraina, alta consacrată românilor din Bulgaria și împreună cu prietenul Iamil ne-am trezit să fim acuzați că spionii, propagandiști, ba ucraini, ba anti-ucraineni, ba anti-bulgari, de către tot felul de servicii care urmăresc astfel de activități. Sper că cu această ocazie nu vom stârni și grecii și pe alții cu manifestările noastre și cred că mesajul nostru este unul pro și nu contra. De fapt, la tot ce facem, recunoaștem niște realități. Nu ne asumăm să pretindem la teritorii care nu aparțin nouă, deci nu lezăm deloc interesele Ucrainei, Bulgariei, Serbiei, Greciei și așa mai departe, prin faptul de a spune lucrurilor pe nume, pur și simplu, cum și ei au drept să-și spună și să-și revendice. Sigur că teritoriile sau minoritățile, etniile care le aparțin lor și nu ar trebui să ne insiste, deci, pentru asimilarea celor care mai dăi noi, pentru că românitatea și așa și-a diminuat foarte mult arealul și suntem, cu părere de rău, martoria unor asimilări care au loc în fiecare an, aș spune, să nu mai zicem, dacă măsurăm pe decenii, vedem consecințele destul de grave. Iar referitor la tematica de astăzi, într-adevăr, eu ca vorbitor de moldovenească, deci născut în Uniunea Sovietică, am fost cel mai fascinat să descoper, să zic așa în ghilimele, nu unitatea cu românii din România, care era oricum evidentă și cunoscută chiar și pe vremuri, dar cu cei de foarte departe, deci din capătul Greciei, din Albania, din Istria, unde am putut să mă înțeleg foarte bine, uneori chiar sigur că aportul de slavisme care le avem noi în Basarabia chiar ne ajută să înțelegem și pe ceilalți slavizați în alte părți, deci în Croația, în Republica Macedonia, în Bulgaria, în Serbia, unde cam deseori coincid acele și influențe și în fonetică și în vocabular. Știm foarte bine că a românii au dat multe personalități. Este, putem spune, o ramură foarte talentată a românității și în multe domenii. Asta putem, evidențele din antichitate până în prezent, să aducem mii și mii de exemple, inclusiv oameni politici, iluștri care au luptat deseori și pentru cauze străine, sigur ca altor state naționale care sunt acum Grecia, Albania sau fosta Iugoslaviei, Serbia. Dar aici avem un exemplu a unor a români care au contribuit foarte mult la cultura atât românească, dar cât și general balcanică și aș spune europeană și mondială, pentru că faptul mărturiile care le-au lăsat ei sunt un material atât istoric, etnografic, cât și geografic, care va fi încă foarte mult timp citat și publicat, despre care se va scrie și se știe foarte bine, începând de la marele lucrări consacrate a românilor, cele ale
lui Teodor Capitan, a lui Gustav Weigand, a lui Papa Hagi, unde fotografiile și materialele care, imaginile fraților Manache au fost prezente, ele vor fi prezente desigur și de aici încolo. Din ce cauză? Pentru că noi nu putem acum să facem o excursie în trecut decât prin aceste imagini și mărturii cinematografice pe care ne le-au lăsat. Aș spune cu regret că nu am avut în toate regiunile românești astfel de pionieri care să ne lăsat imagini și din teritoriile unde sunt românii dincolo de Nistru și cei care sunt din teritoriile, să zicem, actualei Serbii sau Croației, că am fi avut multe materiale foarte interesante și ilustrative care ne-ar fi confirmat tradițiile, obiceiurile și însăși prezența acestor comunități. Eu am mers pe urmele, să zic așa, inclusiv a fraților Manachea, prin Avdela, Bitole, începând cu anul 1995, mai ales anii 2005 și 2008, când am parcurs 4 luni cam din sat în sat, ca să mă lămuresc chiar eu pentru mine să descoper, să zic așa, că nimic nu descoperim subiectiv oarecum, că oamenii de pe loc știu una, noi, dar într-o viziune așa, ca să o avem generală și comparativă. Și, desigur, am observat, frații Manachea sunt niște personalități recunoscute, desigur, atât de la nivel științific cât și oficial, mai ales în Republica Macedonia, unde sunt și revendicați ca niște personalități a culturii macedonene actuale, deci unde au și monumente și plăci comemorative consacrate lor. Nu este o chestie stranie, știm foarte bine și mulți din cei care au optat pentru, să zicem așa, mișcarea de acolo, de emancipare, au fost români, Pitu Guli și mulți alții care sunt acum prezentați ca eroi ai, să spunem așa, Macedoniei și mișcărilor ca de emancipare a actualilor macedoneni, dar la fel și în Grecia, unde desigur că sunt revendicați ca greci, de fapt ca și toți a României, adică nu e o excepție aici, toți a românii sunt însumați grecilor în acest context. Dar imaginile cred că au fost cel mai ilustrative. Oamenii au avut școală românească și chiar dacă au cunoscut mai toate limbile balcanice, totuși au dat prioritate limbii române într-un spațiu unde nu era limba română, să zicem, oficială. Și totodată limba română este prezentă atât în cinematografia și în fotografiile pe care și în logo-urile oficiale pe care le-au utilizat. Asta deja, cred că, nu mai necesită alte argumentări în plus. Problema românilor, sigur că a fost și este lipsa unei instituționalizări, să-i spunem așa, deci lipsa, spre deosebire, e ușor să fii român, să spunem, unde ai un stat național și e mult mai complicat unde toate lucrurile sunt împotriva ta ca să fii român, deci trebuie să te opui până în ziua de astăzi, știm foarte bine, e mult mai confortabil să fii grec în Grecia, macedonean în Macedonia, albanez în Albania și așa mai departe, moldovan în Moldova, dar deși aici e un pic că ar trebui să fim noi, să folosim chiar existența acestor două statalități românești, dacă am fi o națiune mai inteligent, așa, mai șmecher în unele cazuri, să spunem așa, am putea să folosim și în multe aspecte pozitiv, cum face Grecia cu Cipru, de exemplu, da? Au două state, totuși, grecofonii, care pun la vot multe aspecte și întrebări în organizațiile internaționale, unde două voturi înseamnă mai mult decât unul, dar nu, cu părere de rău, acea solidaritate care ar trebui să fie, în primul rând, între noi aici peste Prut și apoi și cu toate celelalte comunități, pentru că inclusiv Republica Moldova ca stătuleț sau țărișoară, cum există așa, ar putea să facă ceva și pentru comunitățile românești, măcar din imediata vecinătate. Mă refer la cei din teritoriile răpite de Ucraina, care sunt chiar sub nasul nostru și, cu părere de rău, ignorați de oficialități și de ce am putea noi să-i susținem, pentru că nu putem să așteptăm susținerea de la alții care
au scopuri total inverse, ca să aceste populații cât mai repede să dispară și chiar prin distrugerea mărturiilor istorice. Nu zicem numai prin astea. Deci foarte multe materiale sunt denaturate, cum e și cazul cu opera fraților Manachea, unde sunt atribuite, sigur că dacă o să vedem diferite comentarii sau lucrări consacrate lor în Republica Macedonia sau Grecia, vor fi tratate altfel decât discutăm noi aici. Importanța acestui patrimoniu, aș spune, cinematografic și fotografic care a fost lăsat de frații Manachea este unul colosal. Și deja prin faptul că sunt recunoscuți ca pionierii cinematografiei și printre cei mai ilustri fotografi din regiunea balcanică, ei vor rămâne permanent în vizorul atât a cercetărilor și a celor care vor să redescopere trecutul nu numai a românilor, dar cum s-a văzut și a evenimentelor istorice și al altor etnii din acest spațiu. Și sperăm că asta trebuie să fie și o motivație pentru, inclusiv pentru a români, ca să dăinuie ca neam și să înțeleagă cum au înțeles frații Manachea și mulți cei care au trăit în perioada începutului, sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20, că fac parte din neamul românesc și indiferent cum s-ar clasifica ei și s-ar poziționa. Deci, dacă nu vor fi chiar una și aceea, nu poate nimeni să nege că sunt frați și sunt cei mai apropiați și ar trebui să tindă spre unitatea cu populația românească în general. Dar vă mulțumim pentru atenție ca să... Haideți că mergem mai departe, nu vreau să ne plictisim, dar vreau să vă promit că după aceea vom primi răsplata ca și calul zahărul sau ca și cățelul bucățica de ceva. Am văzut în relatarea doctorului Țuțui că la un moment dat Manachea e arestat de bulgari, da? Dar de asemenea știm că și grecii după 57 tot așa creează anumite presiuni asupra unuia din frați care se stabilește acolo. Am văzut de asemenea că războaiele și toate evenimentele care se întâmplă la sud de Dunăre, Dunărea alminteri, un fluviu frumos și liniștit. Apropo, domnul profesor Ghișei și chiar a scris un tratat serios despre regimul internațional al Dunării, pe care așteptăm să o citim domnul Ghișe. Dincolo de Dunăre, ce se întâmplă este o competiție între naționalitățile respective. Mergând de la albanezi care nu-i recunosc ca român, mergând la țiganii românofoni în zona Cadrei la Ter și Fâșia, care tivește malul drept al Dunării și cărora li se dă un alt statut, toate astea fac parte dintr-o orientare ce tinde să nege personalitatea distinctă etnică a masei întregi de oameni. Ei bine, lucrurile astea nu aparțin numai filmelor din trecut și personalităților din trecut. O să fie surprinzător să constatăm, a fost surprinzător pentru mine, că la început de secolul 21, deja intrați 15 ani, mileniu 3, într-o țară cu care suntem parteneri în Uniunea Europeană, mă refer la Grecia, este destul de primejdios să vorbești la română sau română, e primejdios să vorbești cu românii și așa mai departe. Nu e așa că e un deja viu cu ce s-a întâmplat în România în perioada comunistă, în care spunea, erai străin să nu vorbești cu el. Deci toate lucrurile acestea. Ne va vorbi și ne va arăta în filmul se numește Torna frate Torna, dedicată tocmai a românilor, dar asupra acestor anumite, anume aspecte
din ceea ce se întâmplă cu viața comunităților românești, a românești, a minorităților de la sud de Dunăre. În filmul acesta, domnul Marian Voicu ne va vorbi de experiența nemijlocită, cred că din vara trecută sau cu o vară înainte, a aspectelor pe care tocmai le-am menționat. Pe domnul Voicu nu o să-l prezint că este doctor, că nu este, dar o să-l prezint că este nou Burada al secolului 21. Deci este domnul Burada. Este Teodor Burada, pentru că asemenea marelui nostru precursor, literat și folclorist, o personalitate interesantă, domnul Voicu a filmat românii din Transbucia, a filmat românii de la Balta, asta înseamnă Transnistria de Nord și avem multe de făcut pentru a ai evidenția, ei sunt minoritatea românească invizibilă, nu a publicăieri. Deci, practic, tot ce înseamnă teritorialitate etnică, ce pentru aceste comunități au fost filmate de către Marian Voicu. În felul acesta, ce pot să-i spun decât că dacă nu e doctor, ce este? Este Teodor Burada al secolului 21. Vă rog să ne povestiți. Domnul Nicolae este un mare vrăjitor, așa cum știți toți. Aia este și sala plină în această seară și fiecare seară când organizează un eveniment, nu știu ce motivează de insist atât. Am plecat de la cartea excepțională scrisă de domnul Suțuit, pe care vă recomand cu căldură. E un documentar excepțional și tipărit foarte bine. Am filmat în 2014 cu Ovidiu Mărginan, director de imagine, aici de față, pe care o să-l rog și să ia cuvântul mai târziu, ca să nu mai se spună că sunt discriminați și că doar filmează și nu ni se dă cuvântul. Am filmat în Albania, Grecia și Macedonia. Am plecat, acesta a fost pretextul de la povestea fraților Manachia. Marian Țuțuie are multe povești, printre ele vă mai spun și eu că cei doi frați au murit fără să se vadă câteva decenii. Ianache a murit în Salonic și Milton la Bitola. Și după ce s-au constituit Iugoslavia și Grecia, cei doi timp de mulți, 20, 30, 40 de ani, nu s-au mai văzut. Asta era una din poveștile mai puțin vesele. Am filmat în Avdela, o să vedeți o bucată din documentar filmat la Avdela, acolo unde s-au născut cei doi frați Manachia și unde s-a înființat prima școală românească, pe la 1864, dacă nu mă înșel. Am întâlnit absolvenții școlii primare care vorbeau extraordinar românește și știau kilometri de poezie românească pe de rost. Am filmat în Bitola și am întâlnit ucenicii ai lui Milton Manachia, care vorbeau cu mare, mare simpatie despre Milton, care se pare că a fost un mare pezevenchi, îi plăceau femeile, îi plăcea băuturica, îi plăcea să joace table toată ziua și cumva era și un mare fotograf. Avea tot timpul un aparat la el și, așa cum spuneau cei care l-au cunoscut, îi plăceau să acațe momentele, cum prindea un moment care îi se părea interesant, scotea aparatul și făcea o fotografie. A trăit foarte mult timp, este longeviv ca mai toți a românii. Am stat de vorbă și cu un doctor care l-a îngrijit mult timp pe Milton și până la finalul vieții. Erau vecini, jucau table mai tot timpul, stăteau pe strada principală din Bitola. Povestea celor doi frați este cumva extrem de ilustrează foarte bine toată drama a românilor. Noi am pus-o în acest context al tabloului mai mare a românilor, care știți că există o carte lingvistică scoasă de cei de la UNESCO, cele trei dialecte din cele patru ale limbii române, istro-română, megleno-română și română, sunt considerate ca limbi pe cale de dispariție. Dacă istro-românii mai sunt 1000, megleno-românii 5000, la român nu știm exact cât sunt, pentru că trăiesc în cel puțin trei state. Se spune că sunt câteva sute de mii de români, dar cu siguranță că marea majoritate a celor care vorbesc acest dialect sunt bătrâni.
și probabil că peste o generație sau două, sau două va fi doar amintire și acest dialect. Eu vă propun să vedem acest fragment și revenim. Agape, boiare iudice. Blagorodna, dulcină, boiare blagorodna. Agine, ma, deși ne băgare numele. Ama noi acasă ne aveam a noastră numele. Era țințeanii, era la noi acasă, cu tatălui juca tabla. Chino, frate, Chino Manachi era, de gen. Am neas un oră bine, ca manicul, ziceam unul și iubitul, ziceam. Ghile mă arși. Scuze de rigoare, este versiunea netitrată și va fi mai dificil să o înțelegeți. Sărim direct la bucata pe care vă spuneam, scuze. Ai venit aici din Avdela, patrioți. Și să spui curat că m-am măsurat cu o fată de împărat. Cerământa mea a căzut-o stea, soarele și luna i-am ținut cu luna, răci și plătânași am avut mântaș, păsărele mii și ștere făcut. Au trecut 80 de ani, ce te încerc cu ciută? 80 de ani! Aici a fost casa lui Monagă, eu am venit în 80 aici, ce am pus. Am găsit numai temele ei. Altceva n-am găsit. Clasa 5 plimbare, războiul Germania, apoi și stămâciți, face războiul cu Germania, cu Franța. Eu sunt grec, nevastă mea a român, la izbun. Sunt vlai care sunt mai bun ca greci. Jumat din sat, asta e bun. Le înțeleg eu mai bine decât ce. Că jumate vlajică, jumate grecesc. Și să spun ceva, e niște vlași în partea asta la Ialanina, vorbesc mai bine spre românistă. La astea nu vorbesc bine. Stefan ce-a întoarce și de cotru și mână, oastea reșepită, de privăi și adună. Lupta iar începe, dușmanii zăbit, cad ca niște spice de sător polici. Știu să vorbesc. E bune, e limicaiu. E tine și ce? E tine las. E tine, la milisă. E tine? E tine. Ce e tema? Ce e tema, care? Ce e tema? Apagore, nu mi-l las. La mine leu? Ah, é o teu, a palavra, a palavra também, só para chegar. Pai. Minha mulher. Ei, Josi, mama. Isso é o Tânia. Josi, mama. Você não vai ver, disse. Dizer. Para o mané.
Azi, e un propagandă care spune că Vlahe de aici... Asta e momentul de care pomeneam, nu-i lasă să vorbesc. Eu nu cred că sunt în România, sunt încă de perioada lui Daci. Talk to the Greek government about this. Why? For the pictures, for to take footage. Manati is property of Greek government pictures or? No, this exhibition, this museum is property of Greece. Okay, you must go through a procedure to do that in Greece. There are licenses people you should talk with in the government. You must go through a procedure. Or call. To shoot inside this small museum? Yes. I'm sorry, this is Greece. I know it's dumb, but this is the law. Probably the Ministry of Culture and... You don't know? No, of course I don't. I work for the environment. I'm done. I don't work for culture. I work for the National Park, okay? You don't name immigrant politics. Război ce vin când era în Grecia, noi am plecat. Am plecat în Albania, până am plecat în România. Χρυσέ, έχουμε πυρεζικό στα χέρια μας που γιορτάζουν 23 Μαΐου την ημέρα των Βλάχων στο Βουκουρέστι και έχουν φωτογραφίες από το αρχείο του Μανάκια μέσα στο πυρεζικό. Αφού βρέθηκαν οι φωτογραφίες αυτές μέσα σε ένα πυρεζικό στο Βουκουρέστι, το οποίο το έδωσε κάποιος, δεν το πήραν έτσι μόνοι τους, και γιορτάζουν την ημέρα των Βλάχων στο Βουκουρέστι, 23 Μαΐου. Câinele, de ce mănânci stăpâne drag din curte și din casă? N-am stat o viață lângă praia ca slujbe credincioasă. N-am spus din ochii dragostea mea căci nu o aveam cu minte și mâna ta când mă lovea, eu o legeam cu minte. Veneai voi ori de la obor, lătram și eu pe șagă și în ochii ce parcă vedeam un ors, am trist o zi întreagă. Dar altă dată nu mă știi, era într-o zi caldă, copilul tău cu alți copii era la rulă scalbă și l-a luat deodată în val grivei. Ce să mă scape scării, de-ndată de verbal și ți-l-am scos de tapă. Dar altă dată, nu mă știi, nu, pe a venit la stâne. Eu am sărit, m-am războit și am fost trist o săptămână. Au trecut 75 de ani, ce sunt eu cu joc? Da, e incredibil să întâlnești oameni care după 70 și ceva de ani au reținut atât de bine ce li s-a predat la școala primară. Nu credeam ca pentru acest documentar să fim obligați să filmăm cu camera ascunsă, mi se părea incredibil. Peste tot în Grecia, unde ne așezam la masă și bătrânii ne spuneau din curtoazie, la început în greacă, noi le spuneam că nu înțelegem, dar de unde sunteți din România? Și toți se bucurau. Vreau să stai de vorbă cu noi. După care apăreau cei mai tineri, de obicei tot a români, care le spuneau să le tăiau scurt, n-ai voie să vorbești cu ei, propaganda și cam asta e Grecia. Dacă aveți curiozitatea, vă recomandăm cu căldură. Veți descoperi o altă Grecie în secolul 22. Și o să-l rog acum pe Ovidiu, directorul de imagine al acestui documentar, cel care a fost pentru prima oară care a ajuns în aceste zone locuite de români și pentru mine a fost interesant să văd cât de entuziast a fost, pentru că peste tot unde stăteam de vorbă cu români, declara și el entuziast, păi eu înțeleg tot ce spun oamenii ăștia. Păi și cum au ajuns ei aici? Cine sunt ei? Așa că... Probabil că înțelegeam, că mă mai glumeam noi, că sunt din Ardeal și... Așa vorbim și noi pe la țară, mai că ăștia, așa. Un cuvânt a rezultat din toată experiența asta, poezie. Făceam mișto între noi să folosim un cuvânt așa de academic, dar cred că asta le rămâne a românilor de acolo, poezia, nu știu, din punct de vedere al drepturilor e mai greu, dar viața lor e foarte aproape de poezie, nu știu, pentru, cel puțin dacă o filmez, nu știu cum e să o trăiești, asta e partea a doua. Ce aș putea să mai zic așa, două vorbe, că
să ne rugim. Mi s-a părut foarte interesant la macedoneni care îi revendică pe frații Manachia, sunt bineînțeles macedoneni, acolo unde se schimbau steagurile, tocmai se punea la rusesc, ați văzut. Festivalul fraților Manachia, bun, frumos, dar statuia nu mai e al unui frate. Și mă întreb și eu pe acolo, dar ce-i cu al doilea frate? De ce nu e pe aici? Ei, ăla nu e, nu știu, nu prea e de-al nostru, nu știu ce-i cu el. Deci doar Milton are statuia, se bucură de acest statut în, la Bitola. Care, apropo, este un mare festival internațional, vin directori de imagine din toată lumea, americani, francezi, englezi, e foarte cunoscut, deci e o propagandă, apropo de cuvântul grecesc, foarte puternică, dar le-a scăpat acest amănunt. Un frate nu i-a arestat statuie, doar unul din frați. Nu am prea înțeles. Și ce mi s-a părut mie personal, că asta e, până la urmă, cel mai autentic de povestit. Eu fusesem cu vreo câțiva ani înainte la plajă, în Grecia, acolo, la partea de vest. Și am trecut pe autostrada lor, foarte bună autostradă și spectaculoasă, Egnatia Rod, parcă se numește, sau așa ceva. Și mă uitam pe GPS, pe acolo, nume care îmi sunau relativ cunoscute, așa, Ioanina, zic, uite mă, seamănă cu... Și pe urmă am ajuns după câțiva ani și mergând cu colegul Marian prin munți, tot pe acolo, mă zic, aici am mai fost. Și acum, mergând prin mediul rural, să zicem, pe străduțe, prin munți, nu mai vin secret ce e acolo, cum a spus și domnul doctor din Moldova. Extraordinar. Deci nu-ți vine să crezi că la atâta distanță și într-un alt peisaj decât cel cu care ești obișnuit, auzi limbă care e aproape cu limba ta. Că te înțelegi cu oamenii, în orice caz. De asta recomand celor care vor merge spre, prin Grecia, pe autostradă, spre mare, să zic așa, să se gândească, uite, acolo sunt a românii și se vorbește limba română, putea spune, de un dialect al limbii române. Cam atâta, să vă zic. Scuze, am lipsit un pic, aș vrea să mă refer la titlul filmului. Nu știu dacă... Mi se pare foarte interesant titlul. Nu știu dacă știți de unde vine chestia asta, torna, torna, frate, e fratre. Apare la un, la Keukamenos, dacă nu mă înșel, la un, într-o cronică bizantină, e vorba de o bătălie a bizantinilor cu, cu manii, o bătălie care a fost pierdută din cauza unui localnic care vorbea ceva latinesc, nu e chiar latină, nici română. Unii lingviști consideră că este prima exprimare într-o română veche, într-o proto-română, e greu de spus, și înseamnă întoarce-te, întoarce-te, frate. Ce se întâmplase? Un latinofon i-a spus celuilalt, i-a spus celuilalt că i-a căzut samarul și întoarce-te. Până la urmă s-a creat o învălmășală și armata bizantină s-a retras și au pierdut bătălia. Bun, asta este, de aici e preluată chestia, dar mie mi se pare foarte poetic. Întoarce-te, frate, e o încercare de întoarcere la rădăcini. Felicit pentru acest film și pentru trimiterea aceasta foarte subtilă. Marian, poți să te acuz de ceva în acest film? Ai pus pe acel grec să spună că el e grec și nevastă să ia româncă. Că tu să dai seama ce puterele de la românci, dar am putut să le duce pe omul ăla, să-l aducă să-l cunoască limba română. Bravo, bravo, e felicit. Să trecem, vreau să vă spun doar câteva cuvinte. Aici am râs, am glumit, am depănat niște amintiri pline de sânge, totuși. Aceștia români au plătit propriul sânge pentru a exista.
acolo unde au fost întotdeauna. Acești români au făcut totul posibil ca să nu fie asimilați. Și astăzi fac același lucru. Ceea ce facem noi pentru ei, aici, în România, încercăm să-i susținem, exact ce spunea Dorin Lozovan, guvernele mai puțin. De la noi mai mult, de la guvern nimic. Vă invit să studiați un lucru. Nu vreau să fac comentarii. Lasă războiul din Iugoslavia, las propriile comune. Ale musulmanilor, ale sârbilor și las hărțile vechi. Și ne mai întâlnim și ne dăm explicații pe ele. Atunci vom vorbi mai mult. O să vedeți ceva foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Atenție la propriile comune, atenție la vechile hărți. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat, de fapt? Domnul Mihai, faceți încheiere? Da. Păi, chestiunea este că ne apropiem de sfârșit, dacă nu chiar am terminat, și știți că atunci când iese să întâmple ceva și să se lege, să leagă. Acum cineva îmi șoptește că avem un domn aici care poate să ne recite în română, ne acordăm și noi urechea cu a românească. Așa zisui, nu e un im, este poezia de inimă a tuturor a românilor, de mândarea românească, și să ne spunem cumva să ne specializăm. Și acum cu scopuri strict didactice. Sunt patru dialecte ale limbii române. Ele sunt daco-română, aici, istro-română, la Marea Adriatică, megleno-română, zona Macedoniei și a-română. Deci astea trebuie să le știm și toată lumea, în cele patru dialecte, cântă, spun, să roagă cu același Tatăl nostru. Să vă prezentați dumneavoastră, că eu nu v-am cunoscut. Bună seara! Mă numesc Vasile Topa, fac parte din comunitatea armânilor din România, societatea culturală din București, și vreau să cânt în această seară pentru dumneavoastră imnul armânilor. Dacă îmi permiteți, doar câteva cuvinte să le recit, ca dumneavoastră să înțelegeți mai bine acest imn. Îi spune părintească dămândare, adică este transmiterea orală din moș strămoș, ca noi, cei care am ajuns astăzi, care suntem aici, să nu uităm limba armânească. Deci limba în care ne-am născut și am crescut. Și nu o vom uita niciodată. Și sună cam așa, părintească dămândare, mispiciurul pifoc mare, fraț de mumă și de-un tată, noi armâni din nieta toată, din sub ploicile din urmință, strigai noștri buni părinți, blestem mare să aibă în casă, atâțe limba lui șalasă, ca șalasă limba lui și luar de pila focului. El la vatra părintească, cu meagă nu-și răsească, din fumei curând nu-și bașe, neatul leagă nu-și înfașe, care-și fuge de-a lui mumă și de părântească-i numă, fugă doar a Domnului și dulceamea somnului. Deci, ați înțeles, cel care se depărtează, care se lasă din limba lui, limba de-a lui mumă, adică de-a lui limbă maternă, să-l ardă para focului, iar după aceea somn dulce să nu mai aibă în viața lui. Și acum îl vom cânta. Părintească de mândare, mis pe jurul cu foc mare, frate mumă și proclamă din urmință, strigă
Mândare, deci o învățăm, o știm pe din afară, rugăm pe domnul doctor Țuțui să ne dirigeze atunci, o robe să ne noteze oricum ideea că împreună putem face mai mult decât putem face singur. Vă mulțumim pentru că suntem aici cu toții și așa cum am promis, o mică discuție, un mic pateu, un pahar de vin și ne împrăștim.